Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea. Eu sunt Maia și astăzi vom face rulada tiramisu cu cremă de mascarpone și cu bișcoturi. Pentru această rețetă avem nevoie de 30 de bișcoturi, 500 de grame de mascarpone, 400 de ml de frișcă, 300 de ml de cafea, 100 de grame de zahăr pudră, 2 linguri de cacao, un pachetel de zahăr vanilat, o esență de vanilie și eu în cafea pun un pic de esență de rom. Pentru început punem în bolul de la mixer mascarponele. Zahărul pudră. Frișca. Zahărul vanilat. Și un pic de esență de vanilie. Nu punem toată fiola, jumătate din ea. Vom începe să mixăm totul. Crema noastră este gata. A ieșit foarte bună, nici 3 minute nu am mixat-o. Eu în cafea o să pun puțină esență de rom, pentru că îmi place gustul de rom. Și o lingură de brandy, coniac, amarena. Dacă aveți ceva în casă, puneți. Dacă aveți copii mici, nu puneți. Rămâne la plăcerea voastră. Pentru început o să pun mascarpone în sacheto. Începem să muiem bișcoturile în cafea foarte repede. Nu trebuie să le lăsați mult. Și le așezăm pe foaie. Zahărul în jos. Le puneți și le scoateți. Punem și al doilea strat de bișcoturi. Le țineți foarte mult în cafea, doar cât le puneți și le scoateți. Și cu zahărul în jos îl puneți. Punem și al doilea rând. Iar acum punem ultimul rând de bișcoturi. Eu am pus câte 10 bișcoturi pe un rând. Acum că am terminat de pus toate bișcoturile, 10 pe rând, vom începe să punem crema de mascarpone. Eu o pun cu 5 sachet, ca să-mi vină mai ușor la întins. Acum vom începe să întindem crema cu această paletuță, îi spun eu. O întindem pe întreaga suprafață a bișcoturilor. Iar acum că am terminat de pus și crema, o să punem un pic de cacao deasupra la mascarpone. Un pic mai multă pun eu, pentru că îmi place această combinație de cacao cu mascarpone. Acum, încet, încet, o să începem să rulăm rulada noastră, ușor, cu hârtia.
ușor. Acum vom aduce această parte de dedesubt ușor. Să închidem la capete. Bine. După care eu o să mai pun și o foaie de peliculă, o foaie de plastic, ca să țină mai bine rulada. Vom pune rulada și într-o foaie de plastic, în peliculă, și o vom strânge bine. După care o să o punem la frigider pentru cel puțin 6 ore, dar e mai bine peste noapte. Am ținut o noapte rulada noastră în frigider, acum trebuie să începem să o desfacem. Începem să desfacem hârtia încet, încet. Ecola qua, bellissima e! Arată foarte bine. Acum o să începem să-l acoperim cu mascarpone. Nivelăm tot ce am pus deasupra și îl facem drept. Acum că l-am îndreptat cât de cât, o să începem să-l zgâriem cu furculița. Cu o furculiță îl zgâriem. Ca să-i dăm cât de cât o formă de coajă de copac. Ok. O să încercăm deasupra să-i facem un pic de ornament. Acum o să-i dăm un pic de cacao, spolverată de cacao. Dacă aveți o strecurătoare din asta mai cu găurile mai mici, e mult mai bine. Eu o am pe asta, e ultima pe care am, altele cu găuri mai mari, asta e cea mai adecvată, să zic. Deși și asta are un pic de găuri mai mari. Acum o să punem și câte o cireșică. Știți cum se spune cireașa după tort? La noi e cireașa după tiramisu. Și este gata rulada noastră de tiramisu. Ia uitați ce bine arată. Foarte frumoasă. Ia uitați ce frumos e și înăuntru. Acum o să și tăiem o bucată ca să vedem cum este. Așa arată rulada noastră, este superbă, foarte frumoasă și înăuntru și afară. Acum o să gustăm, să vedem cum este rulada noastră tiramisu cu cremă de mascarpone. Mm.
Foarte bună. Foarte, foarte bună. Eu ce pot să vă spun? Încercați să o faceți. O să fiți foarte bucuroși și de gust și de aspect și de tot. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Dacă v-a plăcut rețeta mea, vă rog să lăsați un comentariu și un like. Și dacă vreți să vă și înscrieți, eu vă mulțumesc din tot sufletul. Vă doresc tot binele din lume. Ciao, amicii cari! La mia ricetta penso che vi piace e se vi piace lasciate un like, un commento e per favore iscrivetevi.